Bună seara, vă salut pe toți și mă bucur să vă aduc vești. De mâine, în maxim o săptămână, începem campania pe care toți o așteaptă, și anume campania cu privire la cei trei copilași care au fost prinși într-un incendiu, da? Și o să începem chiar și o a doua campanie pentru alți trei copilași. O să ai pe două nume care să sugereze foarte clar situațiile în care se află aceștia. A doua campanie este despre alți trei copilași, aici fiind vorba de o campanie pentru strângeri de fonduri, pentru o situație financiară puțin mai dificilă. O să avem strângeri mai consistente la prima campanie, unde cei trei copilași au fost prinși în incendiu. Sunt trei din cinci care iau familia. Familia se află într-o situație financiară destul de dificilă. Nu mai au casă, casa în care stăteau era în chirie. Iarăși este important de reținut că noi le-am plătit deja două luni, înainte să începem orice fel de campanie. Și cu toate astea nu este suficient, pentru că trauma prin care trec este amplă. Copiii, doar unul, o să mergem mâine pe la el și o să vă aducem chiar un film. O să-l vizităm, o să avem chiar posibilitatea să fim ajutați de televiziune. Deocamdată trebuie să aflu dacă pot să spun despre ce televiziune este vorba. Cu siguranță o să vedeți camerele și tot ce se întâmplă pe acolo. Noi avem totuși o veste foarte bună și frumoasă înainte să începem campania. Deja înainte să începem campania, Cristina, persoana foarte dragă nouă cu care cooperăm, deja a apucat să mai strângă niște fonduri, e vorba de vreo 4.000 de lei. Încă n-am anunțat numele, dar o să le anunț, deci stați fără griji. Deci noi avem deja 4.000 de lei plus 2.250 de lei, banii rămași din campaniile trecute. Undeva la 6.250 de lei, 6.700, încă nu știu sigur, pentru că trebuie să văd cu punct și virgulă exact cât s-a strâns. De pe partea noastră știu clar 21.150, de pe partea Cristinei 4.200, 4.700 încă se strâng și de asta nu știm exact. Dar o să avem update-uri clare, cu sume destul de clare. În afară de asta, vreau să începem o campanie în care fiecare să dea cât poate. Este un caz în care nimeni dintre noi nu am vrea să ne aflăm. Eu când am văzut pozele, nici n-am putut să mă uit total, pentru că deja mi s-a făcut rău. O să le afișăm, o să afișăm și altele. Mâine mergem la copilași, o să anunțăm o campanie pentru chirie, una pentru cei cu necesitățile financiare, dar o să mai avem o altă campanie tot pentru cei pentru copilașii din incendiu. Se va numi o cană de fericire. O să lansăm niște căni, o să le plasăm pe unde putem, puteți să le comandați, încă nu știm foarte sigur, nu ne-am organizat total. Cert este că acolo unde este necesitate mare și campania va fi mare. Nu ne-am gândit la sume, știm doar că vrem să acoperim măcar un an de chirii, ceea ce înseamnă că oarecum noi l-avem anul ăla, fiind 200 de euro chiria, avem un apartament cu două camere destul de mare la prețul ăsta, dar noi avem cam 7 luni, 8 chiar plătite, deci nu mai e mult până la un an, după aia ar mai fi necesitățile financiare și aici lansăm campania cu cănile. Mă rog, lucrurile vor fi mult mai clare pe viitor. O să încerc să fiu și eu mai structurat, încă sunt într-o totală tranziție cu site-uri, cu echipă, cu toată lumea care vrea să ne ajute și sper ca pe viitor Dumnezeu să ne ajute să facem o treabă extraordinar de bună. O să vă aduc vești tot timpul și cu privire la mai multe lucruri care se întâmplă în țara asta, cu privire la copii orfani și cu tot felul de lucruri pe care vreau să le scot la lumină și mă rog la Dumnezeu să facem chiar lucruri deosebite. Înainte de tot, aș vrea să vă mulțumesc pentru tot și, dacă se poate, dați-ne un like. Comunitatea înseamnă cel mai mult pentru noi. Comunitatea aduce influență, aduce impact în societate. Un like la pagină. Invitați oamenii să ne ofere acest like dacă puteți și dacă credeți că este bine să vă expuneți pentru noi, noi o să ne expunem pe viitor, pentru că eu cred că așa putem să facem lucruri deosebite în țară și chiar în viață.
o să vă spun mai multe și despre mine și despre poveste și de ce ne-am hotărât chiar și de oamenii din echipă, o să vă aducem vești clare. Cert este că pe termen scurt, mâine vești și interviu cu micuța care a fost în mijlocul acestui incendiu. Evident că nu o să întreb nimic de treaba asta, doar o să vă aduc în fața dumneavoastră, o să vedeți. Ea este persoana care a suferit cel mai puțin, ceilalți doi copii vor ieși peste o lună din spital. Deci, destul de gravă situația. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet pentru tot și vă urez numai bine. Doamne ajută!